Salutare, dragi prieteni ai întrebării zilei! O personalitate și o voce marcantă a showbiz-ului românesc, Cătălina Toma, este alături de noi. Bună, Cătălina! Bună! Ești neschimbată! Ah, mulțumesc! Dacă în urmă cu 10-15 ani ți-aș fi luat un interviu, singura diferență e că eu am îmbătrânit în timp ai rămas la fel. Deții un elixir al tinereții? Da, se cheamă un lifestyle sănătos. Mult sport și mâncare curată, organică. Că tot veni vorba de lifestyle, sunt sigur că mulți își doresc să știe cum îți începi tu dimineața. Ai un obicei anume? Păi încep cu o mică sesiune de meditație și cu un smoothie. Singura religie în care cred. Am înțeles. Yeah. Care este prima ta amintire? Prima amintire este legată de muzică, bineînțeles, și de cum planificam eu cariera și cam toată viața. Deci de mică ți-ai făcut un traseu pe care te-ai Da, am știut din copilărie ce vreau să fac în viață. Am observat că am un talent muzical și mi-am construit totul în jurul talentului. Mi-am planificat totul. Deci crezi că se poate planifica totul încă? Speranță. Noi ne proiectăm realitatea singur. Ne creăm viața și așa mai departe. Și este bine dacă este posibil ca și copiii să-și conștientizeze talentele sau părinții să-i îndrume către carierele potrivite de la o vârstă fragedă. Pentru că acel timp este foarte benefic pentru a ne dezvolta toate părțile personalității. Sunt de acord cu tine. Cu cât ne găsim mai repede drumul, cu mai repede, rezultatele mai repede și individul se dezvoltă frumos, mai ales atunci când investește în partea mai artistică. Există un gust sau un miros care te teleportează direct în copilărie? În perioada aceea în care îți proiectai viitorul? De câte ori te-ai găsit pe aici, pe lângă restaurante și simți miros de mâncare? În acel moment mă simt teleportată în România. Mi-aduc aminte de sarmale, de tot felul de lucruri frumoase și bune. Cred că este și dorul de acasă. Sarmalele nu se uită niciodată. Nu, absolut deloc. Nu. Și mie îmi plac sarmalele, deși nu mănânc virgulă carne, dar mai trișez o dată pe an cu sarmalele, pentru că mi-e dor de casă și... And I love them. Cred că se poate scuza dacă doar o dată și pentru sarmale și pentru Nu se pune. It's okay. Cătălina, ce artiști te-au influențat pe tine și ți-au influențat cariera? Foarte, foarte mulți. Cel mai important fiind Michael Jackson, pe urmă Prince, Whitney Houston, Mariah, Aaliyah, even though she... Oops! I switched on English. Let's go to Romanian. Încă m-au influențat mulți, printre care și Aaliyah, deși ea a fost foarte tinerică. Da, a plecat de vreme. M-au influențat tot felul de artiști din diverse categorii muzicale. Mi-am ales cele mai puternice influențe pentru a mă inspira în muzică. Foarte bine ai făcut. Și uite, dacă viața ta ar fi o melodie, care ar fi aceea? Aș alege Man in the Mirror by Michael, pentru că mesajul vorbește despre un self-reflection, nu știu cum spunem în românește, despre reflexia de sine. Yeah. Și mai vorbește și despre timpurile în care trăim acum. De fapt, este același mesaj de acum 20-30 de ani. Din păcate, nedreptățile nu au dispărut, rasismul nu a dispărut. Și piesa asta îmi reamintește de mai multe lucruri, și pozitive și negative. Și cam reprezintă firul vieții mele. Spuneai de acea introspecție pe care, cu siguranță, fiecare individ ar trebui să o aibă. Sigur că da. Dar spune-mi, dacă ai scrie tu o carte, ce titlu ai da acesteia? Ar fi în jurul feminismului și în topica, ar fi cumva despre restructurarea societății și despre drepturile omului.
cam în jurul ăsta. Da, am atâtea de spus și despre viața mea și despre experiențele pe care le-am avut, dar și despre ce văd acum în societate, despre inegalitate, abuzuri sociale și așa mai departe. Și acum cred că toți de fapt ar trebui să scriem o carte, nu doar eu sau un artist sau un politician sau cineva care este mai prezent în conștiința publică. Fiecare dintre noi ar trebui să scriem o carte. Scrisul face bine și ajută. Da, și este și, nu știu, ca un revision of your own life, you know? Și dacă se spune că avem cu toții o carte a vieții unde ne e scris tot ce am făcut, am putea și noi să scriem măcar ce ne aducem aminte și să lăsăm prin această carte un gând pozitiv. Exactly. Yep. Ai vreo superstiție sau crezi în superstiții? Sincer, nu cred în superstiții. Eu, din punct de vedere al religiei, oricum nu cred în religie. Dar cred în faptul că noi ne proiectăm realitatea și dacă avem un mindset negativ, acea energie se va întoarce înapoi ca un bumerang. Deci, din punctul acesta de vedere, da, dacă eu nu am grijă și nu meditez la timp și îmi las gândurile să o ia pe altă cale, mai negativă, atunci probabil că am să observ că și lucrurile din jurul meu se vor schimba într-un mod neplăcut. Pentru că așa e, ne proiectăm, cum am mai spus, viața. Trebuie să avem mare grijă la cum gândim, ce gândim, toate obiceiurile noastre, you know? Deci dacă observi o pisică neagră că stai calea, okay, N-ai nicio problemă, te duci o mână și îți vezi de drum mai departe liniștit. Da, dacă tu crezi că acea pisică îți va face rău, nu pisica, ci mindset-ul tău, ce ți-ai atras tu, cu siguranță că se va întâmpla. De aceea trebuie să ne focusăm pe lucruri pozitive, pe vizualizare, pe ce vrem să atragem în viața noastră, pentru că, într-adevăr, mintea este extrem de puternică. Dar cum noi nu am fost educați în sensul acesta să ne folosim partea mai spirituală și nici măcar intelectul, oamenii au fost îndoctrinați să fie niște sclavi, nu să-și cunoască sinele, să-și dezvolte potențialul. Noi avem un potențial extraordinar. Necesită efort personal, știi? Sigur. Nu a zis nimeni că este ușor. Of course not. Ai cumva un proverb sau un motto care ți-a devenit filozofie de viață? Ia, mai multe. Unul ar fi să nu cauți niciodată scuze și să muncești cu uneltele pe care le ai, să depășești orice limite. Pentru că nu vor fi niciodată condițiile perfecte. Asta aviză perfecționiștilor. Și un altul, nu face rău niciodată nimănui. Dacă nu poți să faci bine și nu poți să ajuți pe cineva, nu face rău. Sigur, e foarte important să căutăm să-i ajutăm pe ceilalți sau dacă nu, măcar să... Măcar să nu facem mai bine. Dar societatea noastră, you know, nu așa funcționează. Este exact pe invers. Cine poate să facă rău, pe cine să distrugă? Să moară capra vecinului sau și vecinul, să-i luăm noi capra. Vecinul. Acum e și vecinul și să moară toată lumea. Nu e normal. Trebuie să ne schimbăm total mentalitatea și să devenim mai înalți. Spune, când iei decizii importante, te consulți cu cineva? Sincer, da și nu. Mă consult tot cu mine într-o sesiune de meditație când simt eu că intru în legătură cu sinele superior. Cu oamenii, dacă mă consult vreodată, o fac doar pentru contrast. Și deciziile le iau în direcția opusă, bineînțeles că nu-i cred și nu am credere în oameni și nu. Eu știu mai bine ce am de făcut. Nu ai încredere deloc? Nu cred că întotdeauna oamenii au motivații bune cu noi sau cu unii dintre noi. Mai ales cu mine, nu prea am întâlnit oameni onești. Am întotdeauna motivații greșite și lucrul ăsta m-a făcut să nu mai deschid nici ușa, nici, you know, este foarte sceptică. Mai ales aici în state, nu mai știu cum este în România, dar aici nu, chiar nu poți să ai încredere în oameni. Stuff. Spune-mi, când simți că îți pierzi puterile, cum faci să-ți găsești forța de a merge mai departe? Păi, tot la muzică mă întorc cu gândul. Mi-amintesc că
Mi-am dorit atât de mult și am muncit atât de mult pentru cariera mea muzicală și că am făcut sacrificii enorme. Lucrul ăsta mă aduce cumva cu picioarele pe pământ și îmi dau seama că destinul meu este să creez artă sonică, să inspir pe oameni, dacă vor să se lase inspirați de mesajul meu, și să evoluez și eu ca om, pentru că muzica este platforma mea prin care eu învăț și evoluez. Ina. Și este mult mai mult decât atât. Nici nu am cuvinte să exprim. Simt că am un rost atunci când fac orice legat de muzică sau chiar și un proiect artistic care poate să fie legat de fashion sau de desen sau de orice altceva, dar să fie creativ. You know? Dar primordial muzica mă inspiră, mă face să vibrez foarte înalt. Și eu iubesc mai mult decât orice. Asta cred că este menirea mea, știi? Să fiu un artist care să inspire pe oameni și să realizeze lucruri extraordinare în viață și să evolueze cât mai mult. Se pare că toate drumurile duc către muzică. Of course. Care este comedia la care tu ai râs cel mai mult? Una străină ar fi Dumb and Dumber cu Jim Carrey. Pentru că îmi place de el foarte mult. Și așa, în general, îmi plac the comedic actors. Îmi place de George Carlin, right? Richard Pryor, Bernie Mac, Eddie Murphy. I love these people. Îmi place comedia pentru că imediat mi se schimbă starea. Și am nevoie să râd și să fiu într-o stare, într-un mindset pozitiv cât mai mult posibil. Da, e evident faptul că pe toți ne ajută comedia și ne dezvoltă cel mai bine creierul și o stare de bine. Provoacă gândirea, it's challenging, especially comedia cu teme politice și sociale. I love it. Dar spune-mi, care este filmul românesc pe care l-ai revedea oricând cu plăcere? Neamărin. Din cauza, bineînțeles, actorului extraordinar Amza, l-aș vedea oricând, pentru că eu nu cred că am mai văzut sau experimentat indirect prin intermediul ecranului un actor atât de talentat precum a fost Amza. Șarmant, cu o energie de alpha male, pur și simplu un om special care a trecut dincolo de ecran, știi? Cu toate că noi nici nu l-am apucat în viață, nu? Suntem o generație mai nouă, dar el a lăsat un legacy, a lăsat o moștenire extraordinară. Noi am avut și avem actori extraordinari în România. Acum, făcând comparație cu state aici, normal, au nume mai mari, au resurse, au PR și așa mai departe, dar să știi că talentele adevărate cu care am crescut au fost și sunt în România. Într-adevăr, am avut șansa să vedem o generație de aur. De aur, așa este. Și am avut și șansa, chiar dacă nu i-am prins în viață, măcar să le vedem filmele, să le vedem înregistrările. Da, și aveau talent și aveau o etică de lucru și pur și simplu erau altfel, erau speciali. Într-adevăr. Și cei care, pe care îi mai avem acum, că mai avem câțiva. Pe care îi urmărim cu plăcere și duc mai departe moștenirea despre care vorbeai. Yeah. Și eu și noul val încercăm să o ducem cât mai departe și să o reprezentăm. Poate într-o zi îți faci filmul tău, poate... Nu se știe niciodată. You should plan it just like I did with my career. Plan it, write it down. Deja mă concentrez, dar trebuie să fiu atent și la interviul cu tine. Există cumva un loc care să te ducă imediat cu gândul la un film de groază? Nu un loc, ci mai degrabă o persoană sau anumite persoane cu care, din păcate, am avut experiențe foarte negative. Ideea de groază sau de iad sau de negativ, it's just a mindset. Este în mintea omului proiectată. Cum se spune, omul sfințește locul. Și din păcate avem mulți oameni de genul acesta pe pământ care nu au nicio treabă decât să fie toxici și să îi abuzeze pe alții și așa mai departe. Deci omul este cel care dă încărcătura unui loc. Exact! Dacă ai putea sta de vorbă cu un animal,
Care ar fi acela? Deși nu am vizitat niciodată un delfinariu, mi-ar plăcea să stau de vorbă cu un delfin, cu delfinii. Cred că am așa o comunicare telepatică cu ei, pentru că uneori îi visez și nu prea înțeleg de ce. De ce mă tot visez? They are trying to communicate with me. I'm just kidding. Sunt foarte frumoși și sunt inteligenți și speciali și am așa o atracție către ei. Sper că într-o zi am să pot să-i vizitez, dar nu, n-aș vrea. Mie nu place ideea asta de delfini ținuți în acvarii, în delfinariu și așa mai departe, pentru că sunt în captivitate și nu merită un astfel de tratament, știi? Ar trebui să fie acolo, în habitatul lor natural. Bineînțeles, până la urmă, orice animal ar trebui să trăiască. Orice animal, da, nu suport circulile unde animalele sunt abuzate și folosite într-un mod nepotrivit. It's not normal. Anul trecut sau acum 2 ani s-a dat și la noi o lege și au fost scoase animalele sălbatice din circuri. Wow, mă bucur să aud. Crezi că delfinii ar avea cele mai interesante povestiri? Eu cred că da. Uneori am tendința să cred că delfinii sunt ori extraterestri, ori ceva. Sunt extraordinar de inteligenți și au, din câte am citit, capabilitatea de a transmite imagini telepatice. That's amazing! That's really like a genius IQ. Deci au Bluetooth dinainte să avem... Dinainte, cred că ne-am inspirat de la ei. Când ți-ai uitat ultima oară telefonul mobil acasă și ce sentimente te-au încercat? Nu l-am uitat acasă, dar l-am uitat undeva pe Hollywood Boulevard. Am mers la teatrul chinezesc să văd un film cu un prieten. Și am ieșit, când am ieșit pe o terasă, am uitat telefonul. Nu mai contează, nu mai intru în detalii. Dar oricum, într-adevăr, m-am panicat foarte tare pentru că mi-am dat seama că aveam toate datele în telefon, toată viața dam o dată în telefon. M-am simțit că m-am pus în pericol, într-un fel. Însă am sunat și cineva a răspuns, un om foarte onorabil, și mi-a spus că mă așteaptă să recuperez telefonul. Și m-am bucurat, am zis, wow, this is so beautiful! Încă mai sunt oameni cu demnitate. Dar, într-adevăr, m-am panicat pentru că morala este că tehnologia ne controlează viața și că trebuie să fim mai atenți. Da, sigur. Și de multe ori valoarea acelui aparat este mult mai mică decât încărcătura sentimentală și agenda telefonică și pozele, filmulețele. Este contentul pe care îl punem, care de fapt este contentul conștiinței noastre. Telefonul este conștiința noastră, doar că acest telefon poate fi și, de fapt, poate fi, este interceptat și nu e normal. Trebuie să avem grijă și să ne trezim un pic, pentru că libertățile noastre sunt violate deja de mulți ani și ne vom trezi că nu vom mai avea nicio democrație și niciun fel de drepturi. Ușor, ușor, așa ni se știrbesc libertățile. Cu telefonul, cu masca pe față, cu un COVID inventat și ăla și aruncat pe piață așa, ca și cadou. Yeah. Sunt foarte puțini care înțeleg că în această eră mai mult se uită ecranul. Așa este. Very true. Mă, să inspirăm și pe alții, întotdeauna acoper camera. Și vă scopie și pe voi, doar dacă aveți nevoie să faceți un filmuleț, otherwise, cover it. Să sperăm că nu fi ăla atât de negru încât să ne va... Nici nu ai idee! Uite, spune-mi cum procedezi tu când întâlnești oameni neprofesioniști care își doresc să colaboreze cu tine? Am întotdeauna de învățat din procesul acesta, pentru că, din păcate, am dat peste mulți și aici și în România. Care sunt și au fost neprofesioniști. Acum am luat decizie de a nu mai lucra pur și simplu cu oamenii care nu sunt profesioniști, cum ai spus tu, și care nu reușesc să-și stăpânească emoțiile, care nu au o inteligență emoțională, care nu au o etică de lucru, pentru că acesta este primul lucru. Când încep să bată câmpii și să fie abuziv verbal și așa, pentru mine acela este semnul că sunt în primul rând incompetenți, mai ales atunci când vin cu intrigi, cu drame și pur și simplu nu-mi vine să cred că există astfel de oameni, mai ales într-o carieră unde clar se cere un anumit tip de comportament, mai ales în muzică, right? Dacă vrei să fii productiv și să creezi artă,
trebuie, în primul rând, să fii într-o stare foarte pozitivă, pentru că nu facem box. Trebuie să accesăm niște frecvențe mai înalte, nu? Pur și simplu am decis să nu mai lucrez cu astfel de oameni, dar ei sunt. Întâlnești ce ai de-a face. Să eviți, știi, că nu suntem toți perfecți acum, dar unii sunt exagerați, sincer, sunt foarte exagerați și oamenii neprofesioniști am văzut că au un pattern. Întotdeauna se cred cei mai buni, deși nu sunt, pentru că n-au reușit și nu au dovedit, în primul rând, profesional. Și nu iau responsabilitate pentru insuccesele lor profesionale sau personale, pentru că sunt conectate. De aceea, probabil, au un comportament nepotrivit, pentru că, probabil, în privat au niște probleme nerezolvate și ele se văd în partea profesională. De aceea este foarte important. Când intri într-un proiect, trebuie să fii liniștit, să meditezi, să te cureți de orice energie negativă și de toate lucrurile astea mărunte de viață și să fie focusul pe proiect, pentru că trebuie să creezi ceva care să rămână peste generații, dacă este posibil. Și oamenii de genul acesta pun în pericol proiectele. Știi? Pierdere de timp, nu mai vreau. Și nici de nervi. Și am învățat că trebuie să-mi selectez mai bine oamenii și să nu mai pun, câteodată mai pun și inima, știi, și spun, hai să-l ajut și pe el, hai să-l ajut și pe el. Și nu așa se fac lucrurile, știi, până la urmă trebuie să ne facem treaba. Și să avem și niște relații foarte bune. Că dacă nu creezi un raport pozitiv, păi atunci nu ne leagă nimic, nu ne înțelegem. Trebuie să fim în rezonanță, cum se spune, știi? Evident. Și oricum lucrurile se vor cerne ușor, ușor. Da, sigur că da. Dar nu, deci eu nu suport acel caracter agresiv, care caută să se certe la orice pas, știi? Who has time for that? I ain't got time for that. Nu mai e timp de pierdut. Nu avem, nimeni nu are timp de pierdut și nu este normal, pentru că este și un semn de lipsă de civilizație și de educație. Cum mai spun eu câteodată, îmi place să spun că am întâlnit mulți proști cu diplome, care se laudă că au diplome, că sunt mai inteligenți. Păi nu, în momentul în care ai deschis gura și ți-a ieșit o înjurătură sau ceva foarte, foarte negativ, agresiv la adresa altcuiva pe care nici măcar nu-l cunoști, atunci ai spus exact ce fel de diplome ai și ar fi bine să te ștergi la fund cu ele, că nu valorează absolut nimic. Informația fără înțelepciune nu înseamnă nimic, nu are valoare. Știi? Acum toți ne putem lua educația de pe Google, putem cumpăra tot felul de cărți, nu mai trebuie să mai mergi la universitate. Poți să fii un bun autodidact și să devii un geniu, dacă ai într-adevăr o disciplină. Intelectul ți-l rafinezi tu cu tine în timpul privat. Nu o să te facă școala nici educat, nici nimic. Pentru că acela este un download de informații care, de fapt, beneficiază sistemul, nu te beneficiază pe tine. Eu am cu totul o altă teorie despre ce înseamnă educația adevărată. Într-adevăr, trebuie să fim autodidacți. Până la urmă, nici profesorii la școală nu te pot învăța chiar totul. El te ghidează puțin și tu acasă trebuie să scrii, sau de oriunde ți iei informații. Școala îndoctrinează, din păcate, anumite școli, pentru că dacă sunt școlile de calitate pentru elite, îți garantez că subiectele sunt cu totul altele și se focusează într-adevăr pe dezvoltarea personală, care este singura care contează. Dacă nu te dezvolți ca individ, păi nu ești o persoană întreagă. Rafinamentul intelectual căutat și cel spiritual și cel artistic sunt atâtea de dezvoltat într-o persoană. Eu cred că este cel mai bine să-ți costumize singur educația. Sigur, și în felul acesta te poți îndrepta și îți canalizezi energia spre ceea ce îți dorești tu. Și știi singur ce talente ai, pentru că talentul, de fapt, trebuie dezvoltat într-o ființă. Și toți avem un talent. Nu există persoană fără talent, dar bunii nu și-l descoperă niciodată, din păcate. Ai un top 5 destinații pe care îți dorești să le vizitezi? Am mai multe, dacă să vedem ce mi-amintesc. Tibet ar fi prima destinație, din motive spirituale. Mă leagă ceva de budism. Deși nu cred, am spus că nu cred în religie. Dar budismul pentru mine este mai mult ca o filozofie de viață. Ce ar mai fi? New Zealand, Australia,
Paris, never been to Paris. Ai fost vreodată în Paris? Nu am fost niciodată. E acolo, lângă tine! Ne-a putea și să faci escală în drum spre Statele Unite. Japonia mi-ar plăcea foarte mult. Mi-ar plăcea să vizitez tot globul și să experimentez și alte culturi, pentru că așa învățăm. Este o altă formă de a învăța despre lume, despre istorie, cam despre totul, prin experiența directă. Mi-ar plăcea să le gust mâncarea din orice cultură, să gust orice, orice, nu chiar orice, dar tot ce e mai bun. Because I love food. You got it. Pentru că a venit vorba de mâncare, vreau să te întreb care este desertul tău preferat. Tiramisu. Îmi place pentru că are aromă de cafea, deși nu beau cafea. N-aș bea niciodată, pentru că it's not good for me. Am învățat să mi-l fac eu cu ingrediente de la zero și organice. Îți place general, să gătești? Da, îmi place să gătesc foarte mult. Pur și simplu sunt formată. Îmi place să mănânc. Și nu am încredere în mâncarea altora. Nu am încredere în restaurante și așa mai departe. Pentru că nu știu ce pun acolo. Eu aș fi putut să jur că nu-ți place să gătești. Oh, nu, nu, îmi place. Dar nu, sincer, nu-mi place să gătesc pentru altcineva. Pentru că se trece în cealaltă parte. Femeia trebuie să stea la cratiță. Conceptul acela, nu sunt de acord. Îmi place să-mi gătească iubitul. Why not? Lasă-l pe el. Gătește bine? Gătea bine. Acum următorul să vedem cum gătește. Avem o premieră la întrebarea zilei. Da. Se caută un master chef pentru Cătălina Toma. Da. Este... Să fie masterul șef, să fie talentat și în celălalt departament, că altfel nu va fi acceptat. Trebuie să... Nu, sincer, știi de ce? Mă uit într-adevăr la oameni când îi studiez eu așa uneori. Dacă nu știu să gătească, acela este un semn că nu sunt total rafinați din anumite puncte de vedere, pentru că gătitul cumva vorbește și despre personalitatea ta. Și mai ales în direcția bărbaților, dacă un bărbat știe să gătească foarte bine, va fi și mai artist în cealaltă zonă, dacă pot să spun așa. În zona de sufragerie, în zona de dormitor. Da! You know? Da, și mă uit la aceste detalii pentru că, virgulă, contează. Dai seama la ce perfecționistă sunt eu. Au de muncit cu mine. Sunt convins. Cam acestea au fost întrebările mele pentru tine, Cătălina. I enjoyed it. Ai pregătit cumva o întrebare pentru cei care ne urmăresc? Întrebarea mea ar fi așa. Cum cred oamenii că pot ieși din situația asta cu, virgulă, COVID-ul, dacă ei sunt pregătiți să citească printre rânduri în legătură cu ceea ce se întâmplă în societate, că se întâmplă niște lucruri și nu mai putem să dormim pe noi. Sunteți pregătiți să aflați niște adevăruri grele? Sunt oamenii pregătiți să facă schimbări și să se unească? Mai multe întrebări care ne pun pe gânduri. Nu este normal să ni se dea tonul prin știri sau prin tot felul de jocuri politice, să ni se spună ce să facem, cum să facem, cum să trăim, ce mască să purtăm și așa mai departe. Ce să gândim? Trebuie să ne trezim și să aplicăm o gândire mai profundă și să fim atenți la absolut tot. Și să nu credem ce se vede în media sau ce se promovează. Știi cum se spune în Biblie, crede și nu cerceta, cea mai mare minciună și cea mai mare insultă pentru umanitate pe care am auzit-o. Crede și nu cerceta, serios? Cercetează și nu crede nimic. Ni se pregătesc niște surprize nefaste și noi trebuie într-adevăr să fim foarte inteligenți și foarte uniți acum, mai mult ca oricând. Eu sper să fim doar inteligenți și uniți și să nu ne aștepte surprizele acestea nefaste. Păi da, este sincer, este acum. Este prea târziu, că deja s-a întâmplat totul. Câte milioane de oameni au murit acum pe tot globul? Am divagat puțin și am ajuns și la alte discuții. Cătălina, spune-mi, te rog, ce proiecte mai ai, unde te pot găsi oamenii și când mai vii prin România?
Lucrez la niște proiecte acum și aici în state, dar și în România. De fapt, sunt pe cale de a lucra cu cineva în România foarte, foarte talentat. Te pot aș vrea să-i dau numele, dar nu îl dau încă, aș vrea să fie o surpriză. Este un artist de care mi-a plăcut foarte mult de-a lungul anilor, dar nu am avut ocazia de a lucra cu el cât eram acolo în România. Și mi-a cam părut rău, dar uite că acum cumva ne-am întâlnit, ne-am conectat și vom lucra împreună. Ne-ai făcut foarte curioși și abia așteptăm să vedem materiale noi semnate Cătălina Toma. Când te așteptăm în România? Nu știu să-ți răspund acum, că mai am treburi pe aici, dar mi-ar plăcea să vin pentru că mi-e dor de mama, de rude, de țară și sunt curioasă să văd ce s-a mai schimbat pe acolo. Probabil anul acesta, nu știu. Te așteptăm cu drag. Unde te pot găsi oamenii? Mă pot găsi pe catalinatoma.com și acolo am toate linkurile: Twitter, Facebook, Instagram. Pe Instagram mă pot găsi I am Cătălina Toma. Facebook, I am Cătălina Toma. Twitter, I am Cătălina Toma. Și pentru cei care chiar nu se pricep și nu pot să mă găsească așa, se pot scrie la Google search me, dude. Am crezut că le spui să scrie scrisori. Nu. Nu, că îmi trimit, Doamne ferește, vreun COVID intenționat, că mai am și dușman pe acolo. Nu, glumesc. Cătălina, mulțumim mult că ai acceptat să răspunzi întrebărilor mele. Mare plăcere! Sunt convins că oamenii au aflat lucruri noi despre tine pe care nu le știau. Mulțumesc și eu și apreciez inițiativa ta. Mă bucur și îți mulțumesc și să ne auzim și altă dată cu alte întrebări sau un alt cadru. Of course. Cam asta a fost pentru astăzi. Încă o dată mulțumim Cătălinei Toma pentru răbdare, pentru răspunsuri și pentru faptul că ne-a pus pe gânduri. Numai bine tuturor!